Salut, sunt Andrei și am sindromul Turet și astăzi suntem cu Janet Cricoștiți de la audițiile din Ai Umor, de două ori, chiar în prima dată în bară. Prima oară am vrut să o dau în bară. Ai făcut-o intenționat. Ca să mă întorc și să pară că uitați ce comeback a avut. O să gătim piept de pui, cică. Vedem după ingrediente, cu ciuperci. Nu. Ba da, voilà, cu ciuperci. Roșii. Și cu piept de pui. Piept de pui cu piept de pui, e nu are țetă. Pizdă. Îți dai seama că aș face așa la... Piept de pui cu ciuperci și legume la cuptor. Hai că atunci tu curești ciupercile. Curești ciupercile. Dar știi să le cureți? Știi cum se curăță ciupercile? Deci ca cu să degetele. Vedeți, este prima oară în viața mea când ies. Este prima oară în viața mea. Hai că nu e adevărat, că ai zis că ai fiert ouă. Am fiert ouă, da, se pune ca și gătit. Coaie. Deci nu se pune, zic că nu se pune. Ah, opa. Cum a fost în audiție? În audiție am fost atât de relaxată, de mă jur că n-am fi plecat de pe scenă. În prima sau a doua? În a doua. În prima m-am pișat pe mine. Te-ai pișat pe tine. Trebuie să gustăm din fiecare ingredient. Aoleu, atunci trebuie să-mi dau silința. Da, hai să avem grijă. Din fiecare ingredient? Da. Crud? Nu. Te-a pus să mănânci ciuperca crudă? Păi da, știi că ciuperca se mănâncă crudă. Asta. Da. Am comandat de câteva ori salată, nu mai știu la ce. Nu, ea nu era crudă. Și eu am dus cu ciuperci. Erau puse în... în pizdă. Da. Erau puse în... Fuckin' ena. O să le cim. Arată-mi pula. Nu că n-ai. Nu, m-am operat. Ești trans sau fata pe bune? Nu, sunt fata pe bune. Ești trans pe bune, sunt, da? Sunt trans pe bune. Ești trasa pe bune. Nu, stai prilată. Nu, o să iau două. Hai că merge bine, trebuia să-mi prind părul. Ce bucătăreasă sunt eu, care nu-și prinde... Care a fost cea mai nașpa experiență din viața ta? Pizda! Mă, aia a fost experiență bună! Wow! Opa! Opa. Ce mai nașpa experiență cu oameni sau așa în general? Nu, în general. În general. Păi, cred că trebuie să fie la cămin în Rusia, în 2014. Și tot acolo. Dar cineva vorbește rus aici! Mine să văd, Janet, nu ca tine să văd. Tu znai, și tu e tu luci. E tu prost. Da. Eu sunt prost, mulțumesc. Nu. E tu prostă. Eu sunt proastă. Nu. Deci în Rusia, în 2014, erau foarte mulți gândaci la cămin. Știu că m-am trezit într-o dimineață cu doi gândaci pe mine. Și deja eram atât de obișnuită cu gândaci, încât nici nu m-am obișnuit să-i dau la o parte. Eram, hei, George, ce faci? Apă. Ce face nevasta ta astăzi? Hei, uite-și pe Mirabela. Deja le-am dat nume, i-am botezat. Așa. Aveam gândacii noștri preferați la cămin. Erau de bucătărie? Nu, erau de ea, micuți. Erau micuți, erau simpatici. Ok. Deși... Asta e cea mai nașpa experiență? Păi cred că e cea mai nașpa experiență. Nu, că m-am trezit eu cu ei pe mine. A, mișto! Pe mine? Cum se trezești dimineața să ai pe pijamale, pe pantaloni gândaci? Pantaloni? Pe pantaloni. Îți dai seama că făceau la copii la tine în pantaloni? Tu îți dai seama că ea probabil au intrat la mine în pantaloni? Deci până și gândaci au intrat la mine în pantaloni, nu m-a numit bărbați, nu. Intrați la ea în pantaloni? Nu. Mi se pare foarte ciudat să stau jumătate de oră în bucătărie, să gătesc. Așa făceam și eu la școală cu băieții care îmi plăceau. Stau jumătate de oră să gătesc ca să mănânc în 5 minute. Ce e asta, frate? Deci uite ciupercă. Asta e... În gardă! Păi, vezi... Bagă în gură. De-abia a născut. Nu. Era puiul ei. Bun, asta eu zic să o lăsăm deoparte. Iartă-mă. E ok, doamnă părere. Doreți. La tine e ceva greșit? Da. Totul. Eram sigur, nu? Normal că e. Trebuia să o iei de acolo. Ok, asta la o parte. Mă bucur că am luat pantaloni. Ăștia sunt niște pantaloni pe care nu mă supăr să-i murdăresc, pentru că nu sunt ai mei. Fac și eu la fel? Nu. Gardă! Gata. Eu am curățat deja, gata. E curățat. Pișă-te pe mine. Nu. Nu, te rog, nu, n-am fetișuri de astea. Nu, asta vreau să zic, sunt unii oameni cu fetișul ăsta, dar eu nu îl împărtășesc.
stai, pe lung sau pe... Pe scurtă, nu, cum vrei, așa, pe lung. Și după aia le tem așa, eu o să mă mișc repede cu cuțitul pentru că... Da, da, eu... Nu, nu, nu o să-ți fac nimic, stai liniștită. Da, care e cea mai nașpa experiența ta, dacă tot... Pizda! A mea nu a... Am înțeles, nu, eu zic că... Asta e o pasiune! Cea mai nașpa experiență din viața mea? Bă, nu prea am avut cine știe ce nașpa în afară de... Opa! De tureci și de astea, știi? Ai grijă cu mâna? Cuțitul taie! Da. Cuțitul taie! Da, știu. Păi, dar m-am tăiat la deget cu sacul două. Mă, tai pe mine. Tai-mă pe mine. Nu vreau să te tai. Nu, e simpatic, nu te tai. Nu, lăsăm în viață. Circula. Ce facem cu ardeiul? E ok, ok. De-aia a fost și un masaj, dacă nu știi. Bun, dacă o să fie fire de păr prin mâncare, e al meu. Tu le mănânci. E al meu. Mai curățăm unul? Wow, pizdă. Te lăsăm singur. Nu am fetișuri nici cu de astea. Nu? Nu, eu am singur fetiș. Are, oh, ai vorbit de fetișuri. Care e fetișul tău? Picioarele. Picioarele? Mm? Adică ca Mihai Bendeac? Nici chiar așa exagerat. Labă ești tu. Nu. Nu, 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 nu chiar așa de exagerat. Dar gen piciorul, piciorul, tot piciorul sau lava piciorului? Nu știu, îmi place forma, știi? Mhm. Wow. Wow. Tu. Hai asta nu mai mâncăm? Nu, nu mai mâncăm, nu. Să nu te tai, te rog, la deget. Nu, e ok. Puțin okay. Sânge, asezonăm cu sângele meu. Și ce ingrediente ai pus? Păi a doua poziție. Don't go! Știi ce eu zic că ne ajungi? Era prea mult oricum. Cred că de-aia am tăiat-o pe aia, știi? Cumva credeam că o să se întâmple ceva de genul și atunci am zis că o tai. Da. Da, crezi? Ți-ai sufrat nasul ăsta? Nu, m-am știut că e la cur. Ah. Nice. Bun, ce facem mai departe? Eu, bucătărea sa vieții, habar nu am. Ai, nu, o să-mi bag picioarele. Fuck! Fucking hell! Așa, acum o să dăm astea. Am înțeles. Pentru tine. Că tot am zis că am să-l folosești în scopul educațional. Am zis că am văzut cu morcovul în cur la filmări și tu îmi dai al morcov. Eu vreau să merg cu morcovul afară. Dar lasă zeam așa. Pizda pute. Doar dacă nu se spală. Corect. Sunt complet de acord cu tine. Eu mă curăț când sunt porc. Tu? Când ne joacă? Eu sunt cocoș. A, corect, eu sunt maimuță, da. Da, eu acum fac content despre zodiacul chinezesc și este mai mult în zodiacul chinezesc. Eu sunt cocoș. Dar știi când sunt cocoș? Când mă iau la ceartă. Deci când mă iau la ceartă, no, fac mai urât de atât. Te-am lovit la tatuaj. M-am lovit la tatuaj, m-am lovit la tatuaj, m-am lovit la tatuaj, la ficat, știi? Scârție patul, scârție patul, că ți-am dat aseară. Până ți-am luficat-o. Eu manea, abia au apărut. Nu, a, pe de-aia nu știu, că n-ascult. Oh! N-a spus manele? Nu, n-a spus manele. Manele ascultă de mine. Hai, că stă la curățat, ok? Ai, 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 ce ticker asta am. Bagă-l în cur! Nu, că are marginile ascuțite. Am uitat ca microfonul aici. Tot s-a auzit. Da. Bine. Scuza-mă. Poți faci ce vrei cu el. Aprizor. Ia uite, te las pe tine să tai ceapa. Nu, nu, de fapt nu. Pentru că o să plângi și o să-ți dai machiajul jos. A, mulțumesc că te-ai te rog să-l tai. Bun, îți fai eu ceapa. Nu! Nu? Nu așa? Nu, 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 nu! S-a zis serios? Deci așa trebuia. Mhm. Pe sus, pe jos, sus, pe umăr, sus, pe dos, vezi că o să plângi. Hai să vezi tu. După aia să nu zici că nu ți-am atenționat. Ah, 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 ah. Și mie îmi place și ceapa, dar nu mă excită. Nici pe mine nu mă excită. Ai fost la înviere? Nu, n-am fost la înviere. Nu? Nu, dar când am ajuns, eu n-am știut că e învierea, eu eram la salon. Uite, 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 se mișcă. Eu eram la salonul de tatuaje, făceam un tatuaj ca o bună creștină ce sunt. Și
Și mi-am dat seama că se făcuse unul noaptea și eram cu băiatul care m-a tatuat și noi ne-am dat seama că am făcut paștele împreună. Paștele măsii. Exact, da. Ce îți place cel mai mult? Pula! E o preferință printre altele, dar nu. Mi-am luat pantaloni de sacrificiu, sunt foarte subțiri și eu nu, mie nu-mi place să port chiloți. Și... N-ai chiloți? Nu. Na, asta e. Foarte interesant ce zici tu acolo. Tai că tu tai pe lume, eu tai pe... Da, tai. Ce dracu de limba am vorbit. A sunat ceva tailandez. Mai ții minte când am vorbit la telefon prima oară și ți-am zis că trebuia să mergi de pe zona aia, zona, era o zonă turistică, știi că ziceai tu că atunci data trecută când ne-am văzut noi la stadion prima oară, atunci când ți-am dat un par de suc, știi, dar nu știai despre ce e vorba, pentru că tu trebuia să gătești, știi, dar de fapt ai zis că nu, că am șervețele, dar ai zis că băi, vrei cafea. Cred că am uitat. Oba. Ok, e vârsta. Transpiri? Puțin, spală-te. Nu am transpirat. Nu miroși, ok. Sunt gay. Știi ce? Hai să facem așa, că e mai fun. Poți dau și eu? Ai imprimantă? Da. Și ce printezi acolo? Fața lui Bendeac! Băi, opa. E simpatic omul, dar încă n-am ajuns în punctul ăla. Mai fute? Nu trebuie să răspunzi. La linț? La linț. Milalinți, 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 milalinți. Puteți să știți de curtea. Deci aici am pus asta, da? Așa arată. Nu, este ok, nu face nimic. Îmi pare rău. Legumele! Ne rugăm că am dat legumele pe jos. N-am vrut să te lovesc, fac. Nu m-ai lovit, e ok, m-a bătut soata mai aerobic. Te-ai pus mâna fix când am avut tic. Opa, opa. Ne ajung astea? Eu zic că ne ajung. Da, da, ne ajung. Asta e semn că trebuie să intrăm la dietă. Așa, bun. Încă una. Gata? Asta, da, fetiș. Cu ciuperci. Are cineva fetiș cu ciuperci? De, aparent. Ah. Da, nu, da, acum le dezvirginează pe burică. Toate. Burică, în burică. Eu n-am plâns de la ceapă, dar mie îmi curge nasul de la ceapă. Pute! Îl iau eu, fii atent, gata, nu mai, deja mă simt ca o bucătăreasă. Așa, perfect, atunci eu curăț, uite, curăț ăsta. Bun. Muștar! Nu-i voi, nu-i voi, nu-i voi, nu-i voi. Nu mă, bătaie pe castraveți, ne batem pe castraveți chiar. Deci două căpățâne. Am înțeles. Acum e partea sexy. În pizdă. Am probleme. Tot timpul când văd puiul... Poți să mă ocup eu de ea. Mă ocup. Mie nu-mi se pare de sexy. Dar nu e de sexy neapărat. E de... Mă, e de trigger. Știi că mi-au trigger când văd. Ia. Dar vreau și eu să fac așa. În pizdă. Da-ți așa la știi că textura se simte cam ca... Știi că noi astea trebuie să le mâncăm după aia, nu? Știu, fute-mi puiul. Nu-i fute, violam puiul pe care după aia îl mâncăm. Ah, e altul ăla. Păi, dar e easy. Adică da. E greu să gătești. Ce? E atât de greu să gătești dacă doar tai legume, pui, ulei... Deci știi ce-i pe mâinile mele, pe cum mă clătesc. Wow, wow! Oh my god! Stai că atunci... Ce facem noi cu asta acum? Fucking hell! De asta e mâncare indiană o să fie, că e foarte spicy. Se fute puiul! Fute-l! Nu mai pot! Am făcut abdomenul, mi-am tonifiat abdomenul la cât am putut. Tu știi cum fac eu abdomene? Eu am ticul ăsta, știi că mă lovesc așa în cotier. Mâncare? Hai, eu m-am clătit pe mâini. Freacă tu puiul. Nu mai zi asta. Nicu, dar. Ok. Hai să te clătim.
Era băiat, las, am inspirat băiat. Nu-l căuta! Eu mă curăț! De cacao. De păcate. Ce buric? Ce buric? În gaură. Eu buric. Și chelul. Opa. Au ceva cu buricul meu. Nu, n-am nimic cu buricul tău. Tu te simți frumoasă? Măi, da! Da, dar știi că nu există frumusețe, nu există cineva. Eu nu cred în ideea de opa. Cineva e mai frumos. Pentru că oricât de frumos ai fi tu, o să fie cineva. Nu, nu, no. Băga-mi așa. Pulele! Multe puli mi-au trecut pe lângă cur. Eu încercam să filozofesc aici. Da, acum continuăm, mă rog, da. Le curățăm după aia. Oricât de frumos sau frumoasă ești tu, o să fie cineva mai frumos undeva pe pământul ăsta. Nu există mai frumos, mai mult. Ba chiar să zic sincer, prima mea dragoste, primul bărbat pe care l-am iubit eu în viața mea, a fost chiar un rățel. Nu-l aruncăm? Nu. Păi cum să aruncăm? Mai sunt multe. Nu, astea nu vreau să le scot. Că și asta e. Da. Uite, a sărit ceva pe mine, o roșie. Ceapa. Vedeți ce am făcut? Mă aprobă. Bagă cap. Nu te arată bine. Deci bagă în cap. I'm really impressed. Așa, deci arată așa. Și băgăm la cuptor. Așa. Da, mulțumesc. Trebuia să mă descarc, aveam un tic. Deci ne auzim în o oră jumate. Îmi place pula. Ți se... Nu place. Wow, a răspuns înainte să pun întrebarea. Se pare că viața ta sexuală e mai spicy, având chestia asta extra? Sau crezi că ar fi fost mai ok dacă nu aveai? Nu, e bine primit așa. E bine primit? Da, pentru că este și comedie. Ați avut parte de comedie? În timpul sexului? În timpul sexului? Dacă nu, căutați-mă pe mine. De asta că am dus puțin pe șuncă. S-a dus pe șuncă. Credeam că e multă seamă. Nu, știi cu ce seamă? Sunt mulci lipiți. Uite că-mi vine căldura la fund. Mai se dă, știi? În viață, dacă vrei... Puți! Ai pornit ăsta, ia. Am pornit aragazul cu fundul. Deci sunt atât de fierbinte. Ce curai. Exact, ce curai. Sper că v-a plăcut ediția asta. Ediția, episod, da, ediție, e tot aia. Mamă, ce era asta? Cum e? Așa, dar... Fii atent, asta e părul meu. Am găsit și un fir de păr în pui. Ui. E tic. Am preluat. Nu, deci nu e vina mea. Okay. Și ne auzim, nu uitați să apăsați și butonul de like și butonul de subscribe și clopoțelul de notificări pentru că e important ca să știți când postăm. Auzi? Și când postezi. Și bagă pe aia, dacă face 1 milion de vizualizări episodul ăsta lui, nu se fute nimeni, mă rog, lumea se fute în general. Facem încă un episod în care eu o să fiu în lejerie intimă și tu îmbrăcat în iepuraș. Doamne ferește! Am zis dacă face 1 milion de vizualizări, deci... A, dacă face 1 milion? Dacă face 1 milion. A, dacă facem, nu facem. Faci, da? Da, dacă facem, nu facem. Facem, nu, eu problemă. Eu acum am îmbrăcat așa în ideea că o să mă murdăresc, dar sunt perfect curată. La exterior. Da, corect. Mă spăl după. Vă pup, aveți grijă de voi, nu uitați să zâmbim pentru că asta e cel mai important. Și ne auzim în episodul următor. Vă salut. Bye, bye. Ne apropii bine. Chiar a fost fan. Scuze-mă. Wow, și mică. Nu sunt mică.